Pe 10 septembrie, la ora 10, a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe ordinea de zi, a ședinței fiind prezentarea și aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Suceava pentru începutul anului școlar 2020-2021. Conform informării prezentate de inspectorul școlar general profesor Gheorghe Bocanci din cele 729 de unități de învățământ din sistemul public cu personalitate juridică sau structuri arondate 547, 113 unități de învățământ cu personalitate juridică și 434 structuri arondate vor adopta scenariul verde. În scenariul galben vor fi 179 de unități de învățământ, din care 95 unități de învățământ cu personalitate juridică și 84 structuri arondate, iar 3 din care 2 unități de învățământ cu personalitate juridică și o structură arondată în scenariul roșu. Din cele 16 unități de învățământ particulare, 7 vor activa în scenariul verde și 9 în scenariul galben. În ceea ce privește cazurile confirmate pozitiv până în acest moment din rândul personalului didactic și nedidactic din cadrul unor unități de învățământ din județul Suceava, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava și Inspectoratul Școlar Județean au precizat că au analizat temeinic scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor propuse de unitățile de învățământ în cauză și că acestea sunt scenarii viabile și realiste, fiind luate toate măsurile necesare pentru ca procesul educativ să poată fi început în condiții de maximă siguranță pentru beneficiarii primari a dreptului la învățământ și întreg personalul din cadrul unităților de învățământ. În același timp, a solicitat reprezentanților celor două instituții să comunice public modul în care au fost gestionate cazurile evidențiate, concluziile evaluărilor efectuate și demersurile întreprinse pentru a se da asigurări părinților și tuturor celor implicați în actul didactic că au fost respectate cu strictețe normele de protecție sanitară pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 conform hotărârii Consiliului Județean Suceava adoptate în ședința de astăzi. Direcția de Sănătate Publică Suceava va informa zilnic Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Suceava va transmite unităților școlare din județ statisticile referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități pentru stabilirea scenariului de funcționare. Scenariile de funcționare se vor actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. În cadrul ședinței, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Dr. Dinu Sădean, a precizat faptul că evoluția dinamică a numărului de rezultate pozitive la testarea SARS-CoV-2 în județul Suceava din ultimele 24 de ore se poate justifica prin numărul semnificativ de rezultate pozitive înregistrat la familiile carantinate la domiciliul unor persoane care au fost deja confirmate pozitiv, dar și prin faptul că persoanele care au dorit să plece la muncă în afara țării și au efectuat testări de rutină neavând simptome, unele fiind depistate pozitiv la COVID-19. De asemenea, din loturile de sportivi care s-au testat în vederea înscrierii în competiții, unii, deși asimptomatici, au fost depistați ca fiind infectați cu COVID-19. În contextul evoluției actuale a pandemiei, la nivelul județului de cazuri de persoane confirmate pozitiv COVID-19 în ultimele 24 de ore, la finalul ședinței, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat instituțiilor cu atribuții intensificarea acțiunilor preventive și de control, subliniind faptul că necesitatea protejării sănătății publice are prioritate atunci când intră în conflict cu alte drepturi. Având în vedere unele informații vehiculate în spațiul public, prefectul județului a precizat că ultimele studii efectuate la nivelul UE ridică o serie de avertismente privind lipsa unui comportament responsabil în contextul adoptării unor măsuri de relaxare graduală care ar putea avea repercusiuni majore în evoluția epidemiilor, mai ales în contextul începerii anului școlar. Raportat la situația concretă existentă la nivelul județului Suceava, unde au fost semnalate unele nerespectări ale măsurilor preventive, cum ar fi distanțarea fizică, folosirea măștii de protecție și numărul de participanți la diferite evenimente private, prefectul județului face un apel la populație, avertizând că momentul actual este unul crucial pentru a stopa un al doilea val și că în lipsa respectării regulilor sanitare, mult mai puțin decât în alte circumstanțe, s-ar putea reveni la o situație similară lunilor martie-aprilie, când contagierea cu coronavirus s-a răspândit necontrolat. Situația existentă la nivelul județean ridică îngrijorare și în contextul climatic actual în ultima perioadă, fiind vorba de temperaturi ridicate, existând așadar posibilitatea petrecerii timpului liber în exterior, unde rata infectărilor este de 20 de ori mai scăzută decât în spațiile închise, conform studiilor efectuate. Având în vedere că luni 14 septembrie va începe anul școlar, luând în considerare că potrivit principiului precauției în domeniul sănătății publice implică faptul că în cazul în care există o incertitudine în ceea ce privește existența sau întindere
întinderea riscurilor pentru sănătatea umană, instituțiile pot lua măsuri de precauție fără a trebui să aștepte până când existența și gravitatea acestor riscuri devin pe deplin evidente. Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a solicitat autorităților competente să întreprindă măsurile adecvate în regim de urgență pentru a preveni eventualele riscuri specifice pentru sănătatea publică și siguranța preșcolarilor și elevilor, acordând prioritate cerințelor legate de protecția acestor interese.